Foarte multe drumuri închise la această oră în țară, dar și unde se circulă sunt probleme. Șoseaua alunecoasă și viteza neadaptată au fost o combinație fatală pentru doi tineri în această dimineață. Mergeau spre Lugoj, dar la doar câteva sute de metri de la ieșirea din Timișoara, tânăra de 24 de ani, cea care conducea mașina, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stâlp de pe marginea drumului. Era puțin după ora 7 dimineața, când la mai puțin de 300 de metri de ieșirea din Timișoara spre Lugoj, mașina s-a lovit de un stâlp de beton de pe marginea drumului și apoi s-a răsturnat. Cei doi pasageri au fost prinși între fiarele mașinii distruse. Doar pompierii de la descarcerare au reușit să elibereze, dar era prea târziu. Nici șoferița de 24 de ani și nici bărbatul aflat în dreapta ei de 32 de ani nu au avut nicio șansă. Tinerii erau din Lupeni, județul Hunedoara și cel mai probabil se îndreptau spre casă, spun polițiștii. Se pare că neadaptarea vitezei la condițiile de drum, având în vedere și carosabilul umed și condițiile de trafic. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Al loc...